Bună ziua și bine ați venit la sâmbăta Gaudeamusului în Standul Editurii Humanitas. Deschidem ziua de astăzi cu cele mai noi volume apărute în seria de autori, în seria Scriitor Român Contemporan. Ștefania Mihalache, Gene Dominante, volum de povestiri, și Dumitru Crudu, Ora 5 și 7 minute, o carte care abia a venit de la tipar. Mulțumim, Ștefania Mihalache, mulțumim, Dumitru Crudu, că ați fost de acord să participați la Gaudeamus. Îi mulțumesc lui Robert Șerban, care o să fie gazda noastră astăzi pentru evenimentul Bunăutăți în seria de autori Români Contemporani. Robert Șerban. Mulțumesc, Gabriela, vă mulțumesc și eu că v-ați oprit. Știu cât de complicat e să fii într-un târg ca ăsta în care ofertele și imaginea derulează continuu, să stai pe loc. E aproape imposibil și de asta gestul dumneavoastră de a sta pe loc și de a vedea doi scriitori și mai ales cărțile lor e absolut formidabil, mai ales că sunt două cărți minunate. Și ăsta e un lucru care trebuie accentuat din prima. Literatura română contemporană e tot mai bună, e tot mai bună și lucrul ăsta se datorează și școlii de literatură pe care tot editurile o fac traducând autori excelenți. Iar Humanitasul e una dintre editurile care se întrece prin a duce la zi ceea ce se publică dincolo. Sunt două cărți care seamănă într-un punct, în punctul în care pe amândouă ar fi putut scrie roman. Nu știu de ce n-au făcut-o, pentru că o știți prea bine și ei ca autori o știu prea bine. Când te duci la un editor și ai un manuscris, primul lucru care te întreabă, zice, nu e așa că e roman? În cel mai bun caz îi spui, nu, e proză scurtă, el e puțin dezamăgit, dacă ai spus poezie, începe să se uită după avioane și nu știe cum să o șteargă de acolo. Ei, iată că strategia celor doi prieteni e asta, de a camufla un roman în proze scurte. Și am să încep cu Ștefania, care scrie un fel de cronică de familie în aceste gene dominante. E o carte despre familie, o carte despre umanitate, o carte despre intensitatea relațiilor umane. E o carte în care femeile sunt personaje principale, în care tinerețea și maturitatea sunt antagonice și în același timp cumulative, sunt intense. E o carte care vorbește despre transferul de la noi la ceilalți. Nu doar în familie, pentru că se vorbește și despre o comunitate, despre o lume care îngemânează lumea rurală cu lumea urbană, pe care o recunosc foarte bine. O recunosc foarte bine, îmi recunosc bunica din bunica ta, pentru că și bunica mea și-a pierdut soțul când eu eram copil la 14 ani, am copilărit alături de ea și cumva e și povestea mea, ceea ce a făcut ca lectura a cărții tale să-mi fie foarte, foarte apropiată. E o carte scrisă cu mână de poet și asta se vede de foarte multe ori, cum și la Dumitru Crudu, deși acolo se vede în cartea asta, față de altele, mai degrabă mâna de jurnalist. De om care a făcut presă, de om care lucrează cu directețe, de om care lucrează cu frază scurtă, sacadată, percutantă, ca niște pumni laficați ai unui boxer profesionist. Ștefania, în schimb, are un tip de candoare, are un tip de liricitate, fără să fie liricoidă. Mâna ei de autor care lucrează pe spații scurte, și asta înseamnă poezie, acolo unde fiecare cuvânt contează, acolo unde fiecare cuvânt în plus se aude, se simte și mai face ceva, și lucrul ăsta chiar trebuie accentuat, nu trădează vocea copilului. E foarte complicat și asta o știm cu toții, să scrii poezii patriotice și literatură pentru copii, să fie bune și unele și altele. Aia patriotică e absolut cumplit, să scrii literatură bună patriotică. Cărți pentru copii se scriu, însă să vorbești din perspectiva unui copil ca adult, chiar dacă ești mamă, chiar dacă ești tată, e complicat, pentru că e greu să te imersezi în pielea unui puști de câțiva ani și să fii credibil. Te trădezi foarte rapid, imediat se aud accentele pe care copiii nu le pun niciodată, imediat se aud cuvintele pe care copiii nu le folosesc niciodată și mai ales e un tip de, hai să spun așa cuvântul că nu vine altul acum, de mentalitate pe care copilul nu-l are. Ei bine, Ștefanie iese foarte bine și vocea matură, și asta e mai simplu, și vocea copilului. E o carte care se citește curat, și afectat. Eu am fost afectat de cartea asta, repet, pentru că mi-am regăsit copilăria în toate personajele ei, am regăsit viața asta la marginea satului de oraș și mai ales am regăsit un tip de poetică pe care ea o scoate la suprafață, așa cum iese caimacul din cafelele foarte bune. La Dumitru
cartea lui exact cum e numele lui și nu fac nicio glumă, e crudă. E o carte foarte, foarte crudă. Cei cu această oră 5 și 7 minute este ora în care a început războiul din Ucraina. Cred că fiecare dintre noi ne amintim ziua aceea, așa cum ne amintim ce făceam la 11 septembrie. Cred că dacă vă întreb ce făceați în 11 septembrie după masă, știți fiecare cam pe unde erați. Poate că și aici, când a început acest război din Ucraina, e o carte care nu numai despre asta vorbește, nu numai despre acum, ci vorbește despre războiul din 1992, despre anii 90. Vorbește despre deportările pe care rușii le-au făcut în Moldova în timpul celui de-al doilea război mondial. E o carte care, repet, putea fi foarte bine un roman. Dumitru n-a făcut lucrul ăsta, scrie povestiri scurte pe ea, deși un fir care le leagă, un fir al Ariadnei, există în fiecare text. Spuneam că se simte mâna jurnalistului, a omului care transmite în cuvinte puține mesaje puternice. Așa e și aici. Nimic nu e în plus, totul e foarte dur, totul e greu de suportat, chiar și pentru unul care a făcut armata și a văzut destul de multe la viața lui. Am prins revoluția în armată și citind cartea asta mi-imaginam cam cum ar fi să nu fi fost până la urmă într-o dramoletă că a fost revoluția, deși mi-amintesc că n-am dormit 4 nopți din cauza fricii de a nu muri în somn și de a nu fi împușcat de către teroriști. N-a tras nimeni, slavă Domnului, în noi. Dar asta e o carte despre lumea care se prăbușește, despre o lume cumplită, care e chiar lângă noi, care e lumea războiului, lumea oamenilor care se transformă în animale, lumea lipsei de memorie, lumea în care viața nu contează. Viața nu are niciun fel de să spun așa, de percutanță pentru nimeni. În război ești un animal care trăiește cu gândul să-l omoare pe celălalt. Avem puțin timp și n-aș vrea să le iau dreptul de a vorbi celor doi prieteni, mai ales că pentru ei ați venit. Oricum, luați-le cărțile și citiți-le. Sunt două cărți total diferite, absolut total diferite, însă tocmai asta, antagonismul ăsta între cei doi autori s-ar putea să facă din ziua în care le vei citi, se pot citi amândouă în aceea zi, o zi cu totul și cu totul spectaculoasă. Mă bucur că sunt alături de ei. Pe Dumitru știu de 30 de ani aproape. Ne-am cunoscut într-o tabără de literatură la Oravița și îl rugam să mă lase să adorm înaintea lui pentru că el sfărăia ușor și suav ca un mielușel. Ștefania, uite, îți dau ție microfonul prima. Bună tuturor! Vă mulțumesc că v-ați oprit la standul Humanitas și că ne acordați atenție. Îi mulțumesc lui Robert Cerban că deja a zis foarte mult despre cartea asta și nu știu ce aș mai putea eu adăuga, decât că, într-adevăr, m-aș bucura să ca genele dominante să fie parte din ziua aceea specială despre care vorbea Robert. Și da, este o carte despre ceea ce se transmite peste generații într-o familie și genele sunt desigur doar o metaforă, pentru că nu doar informație genetică ne transmitem, ne transmitem de multe ori comportamente, ne transmitem chiar și povești despre ale unor evenimente, ne transmitem interpretări, ne transmitem foarte multe lucruri de la unii la ceilalți într-o familie și chiar într-o comunitate, mai mică sau mai mare. Cred că asta am încercat eu să urmăresc în cartea asta. E firul care a legat cumva poveștile și poate pentru că personajul este un personaj care se evidențiază, un personaj fată și femeie la diferite vârste, a legat în așa fel lucrurile încât el să poată, cartea să poată părea și un roman sau să poată fi citită și așa. Altfel, fiecare povestire stă bine și pe picioarele ei și singură. Deci, cumva, și fiecare are în miezul ei ideea asta de ce se transmite, ce s-a luat, ce există în noi și este de la ceilalți, ce este, știu și eu, problematic sau traumatic, dar în același timp și transformator. Și nu aș mai... Am încercat să aibă și umor, să aibă și căldură și nu știu ce să zic mai mult despre asta, doar dacă mă mai întreabă cineva, dar i-aș pasa microfonul lui Dumitru Crudu, pe care, de fapt, îl are și el pe-al lui, deci nu mai e nevoie. Și eu îl știu pe Dumitru de foarte mulți ani, de când eu eram proaspătă studentă la facultatea din Brașov, iar el deja era un poet cunoscut.
și venea pe la cenaclurile noastre și mă bucur să-l revăd după atâția ani. Și de-abia aștept să-i citești și cartea, care e clar, o ora 5-7 minute, deja vrei să o citești. Da, mulțumesc, Ștefania. Mai aproape, mai aproape. La fel și asta ne unește cu Ștefania, că ne știm încă din Brașov și am urmat aceeași universitate. Vreau să vă spun că această carte, da, poate fi și un roman, este o carte pe care o scriu așa de mult timp și e o carte în care mi-am pus următoarea problemă. Problema este, de fapt, ce primim noi de la bunicii, părinții noștri și ce le dăm noi mai departe copiilor noștri. În această carte, bunicii nu au ce să le transmită părinților, părinții copiilor, decât fricile lor. Și sunt frici care le moștenim. Și acum ele sunt niște frici pe care devin personale. Fricile lor au devenit fricile noastre. Fricile, frica întâi de toate de a fi ocupați de ruși, frica de a fi arestați, deportați, uciși și așa mai departe. Poate fi și asta, dar am mai încercat în cartea asta să arăt cum istoria devine actualitate și devine realitate imediată. Ceva care puteam citi doar în cărțile din istorie, de istorie acum ni se întâmplă nouă. Pot să mai spun că această carte este compusă din două părți. Sunt proze care încep undeva după cel de-al doilea război mondial și continuă până în zilele noastre. Dar toate lucrurile pe care le povestesc cumva prevestesc ceea ce urmează să se întâmple acum. Deci evenimentele anunță actualitatea. Rădăcinile acestui război ar trebui să le căutăm departe în trecut și chiar în biografia noastră. Și asta cumva încerc să fac în această carte. Și pentru mine este o carte și cu iras așa, cu care m-am apărat de tot ce se întâmplă. Este adăpostul pe care eu mi l-am găsit în fața terorii. Adică există o scăpare și această salvare, eu am găsit-o în felul ăsta. Întotdeauna ne întrebăm în lumea literară și asta e o întrebare care revine, se pune, unora le pare penibil, altora le pare importantă, dacă literatura are și rol terapeutic, atât pentru noi cei care facem, cât și pentru cei care citesc, dacă o carte poate să funcționeze ca un medicament și, uite, Dumitru recunoaște lucrul ăsta. E o carte dură și am să vă citesc doar câteva dintre titlurile prozelor care, repet, se pot citi de la cap la coadă, ca și când ar fi un roman. Ascultați! Începe prima proză de asta. Eu până acum nu am ridicat mâna la nimeni. Apoi, tata înfipse cuțitul în gâtul oii cu ambele mâini. Moartea lui Dorul. Murise, dar nu m-am dus să-i spun Oanei despre asta. Răpirea unui coleg de-al meu de la Europa Liberă. Vă reamintesc, Dumitru Crudu a lucrat la Europa Liberă și o bună parte din personajele de aici pot fi confundate, dacă nu chiar fac parte din biografia ta. Adică cât de multă realitate e în ficțiunea asta? O altă întrebare pe care noi o punem continuu.
Da, e și o carte autobiografică, firește, e foarte multă ficțiune, e foarte mult autobiografism, foarte multe dintre lucrurile de aici mi s-au întâmplat și mie, sigur, nu toate, există și destul de multă ficțiune pe de altă parte. Adică, dacă mă veți întreba, oare eu am fost arestat de KGB-ul din MGB-ul, așa se numește, Securitatea din Transnistria, și impus să colaborez cu ei, vă spun de franc că nu. Adică asta nu mi s-a întâmplat, deci nu mă identific chiar cu toate întâmplările de aici. Adică... Scuze, e o proză și neapărat trebuie citită, în care e răpit un jurnalist de la Europa Liberă, pus într-o cameră, dincolo de Prut, și vine cel mai bun prieten al personajului, care îi spune trebuie să colaborezi, altfel vei muri. Și până la urmă, de frică, personajul acceptă. Și la un moment dat ușa se deschide și nu spun ce se întâmplă, dacă moare sau dacă nu moare, dar tipul ăsta de teroare, de intensitate cu care Dumitru Crudu scrie, e greu suportabil, nu e ușor de dus, nu e o carte comodă, nu vă așteptați să fie o lectură de plăcere, dar tocmai asta face farmecul ei, pentru că e ca un film, e ca un thriller, făcut de un autor care filmează cu camera pe umăr, filmează rapid, lucrurile se termină întotdeauna neașteptat și o să vedeți un stil lipsit de podoabe, pentru că e mâna unui jurnalist care scrie ca și când ar face, ăsta-i termenul în presa scrisă, o relatare de presă aproape.